Doamnelor, domnilor, continuăm discuția noastră. De această dată vorbim despre aplicația ADI Deșeuri Maramureș, gestionarea eficientă a colectării deșeurilor în Baia Mare și zonele învecinate. Invitatul nostru este Romeo Dobocan, director ADI Deșeuri Maramureș, cel mai simplu, da, ca să-l cunoașteți noastră. Bine revenit, Romeo! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mulțumesc pentru invitație! Nu fac o corectură, pun doar lucrurile în ordine, în albia lor. Nu e doar pentru Baia Mare și zonele limitrofe, aplicația este pentru tot județul Maramureș, pentru fiecare cătun, adică orice cetățean, indiferent de unde locuiește, se regăsește satului, programul lui de colectare, descarcă aplicația, se înregistrează și vine acasă notificare. Bucuros! Dacă a primit o notificare și știe mâine, uite-te, trebuie să scot deșeul. Să știi că e o mare problemă asta cu a-ți cunoaște programul de colectare. Poate că în comune, să spunem, unde există deja un reflex, da, la oraș foarte multe mesaje, deși noi am, prin ADI, am făcut calendare de colectare pentru zona de case a Băii Mari, de exemplu, și anul trecut și anul acesta. Dar, ca de obicei, niciun mijloc de informare nu poate să acopere posibilitatea cetățeanului de a nu vrea să fie informat. Dacă îi spui, dacă îi dai pe televizor, a, eu nu mă uit la televizor. Dacă îi transmis pe televizor și pe radio, a, eu nu ascult nici televizor, nici radio. Dacă îi trimis prin poștă, eu n-am cutie poștală. E atât de inventiv românul. Da, cum să ajungi atunci cu informația? Am făcut calendare care s-au dat din poștă în poștă. Dar din cutie poștală în cutie poștală. Acum, orică n-a ajuns poșta, orică n-a văzut. Dar că ce începe campania electorală? Câțiva au ajuns să spună, nu știm orarul de căl, noi n-am primit calendar, nu știm cum se colectează. Zic, ok, cei care nu știu, există aplicația, am făcut aplicația, adică deșeuri, odată, pentru a nu mai cheltui sume, care sunt foarte mari într-un an, să cheltui sume pentru a face calendare și a le distribui fiecăruia, și aici intervine factorul uman, așa mă spun, că se poate ca factorul poștal să nu fie ajuns, că nu ai cum să verifici fiecare căsătă poșteală, dar, în schimb, dacă îți descarci aplicația, ai sigur acces, merge mereu, dacă ar pica o antenă 5G și n-ar mai merge, nu știu, aplicația sau din diverse motive, e o chestie de câteva ore, probabil, și ea va fi după aceea funcțională. Așa că spun că e un real avantaj și sper ca mulți dintre maramureșeni să o descarce, mai ales că merge pentru orice tip de iPhone. Nu e făcut doar pentru cele care au sistem Android sau cele care sunt telefoanele pe iPhone. Pentru orice telefon smart, orice telefon inteligent, inclusiv pe Huawei. Cred că e printre puținele aplicații care merge pe orice tip de telefon. Așa am gândit-o. Așa a fost gândită. Da, tocmai pentru... Da, și să le reamintim această aplicație, le reamintim pe ADI Deșeuri Meme. ADI Deșeuri Meme oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa calendarul de colectare pentru a ști exact când trebuie să scoată deșeurile la poartă. E mult mai simplu ca să primiți această informație și să știți, astăzi scot acele recipiente la în fața porții, ca cei da, de la sănătate. Da, ai un de colectare complet. Da. Nu știi ce intră în fracția plastic-metal, ce tipuri de plastic, nu știi ce intră în deșeu rezidual, pentru că este o întreagă discuție și dispută în această perioadă, pentru că e perioada de primăvară când cei din zona de case, în oraș, încep să curețe gardul, cureță trandafirii, nu știu, îi taie crengile de copaci și întreabă ce fac cu ele, ce fac cu gazonul, că se începe să tundă gazonul, ce fac cu iarba, ce fac cu frunzele toamna. În această aplicație se spune și ce tip de deșeu intră la acest deșeu rezidual și o să se regăsească acolo conform caietului de sarcini, pentru că tot ceea ce e acolo în ghidul acesta de colectare este cuprins și în caietul de sarcini în baza căruia a licitat operatorul și aceste tipuri de deșeu pe care eu le-am amintit, deșeul acesta vegetal. Și atunci
Dacă nu dorește operatorul, refuză operatorul să ridice, îi spui, nu, uite-te, aici scrie că ești obligat să mi ridici. Și tu și poți ridici, face sesizare, faci tot sesizare prin intermediul aplicației, da? Tot pe aplicație. E foarte simplu. Avantaj. Intri pe aplicație, îți treci numele, adresa de mail ca să știm unde să răspundem înapoi și îi se răspunde cetățeanul imediat. Sigur că deja avem foarte multe... De la lansarea aplicației, cred că sunt vreo 200 de sesizări pe diverse teme. Cele care țin de rezolvarea noastră, răspundem imediat la ele și dăm o soluție. Celelalte primește cetățeanul care a făcut sesizarea notificare, îi spunem, a fost trimisă solicitarea noastră către X instituție pentru că ea este obligată să răspundă, îi rămâne în progres, are acolo un mesaj că e în pregătire răspunsul, când răspunde instituția, imediat îi se transmite cetățeanului și primește că i-a fost rezolvată sesizarea. Ajungem la partea cea mai sensibilă. Până în momentul de față aveți peste 1500 de utilizatori. Sigur, targetul este mult mai mare, dar cine sunt persoanele, cine sunt factorii care nu se implică? Care nu înțeleg cât de utilă este această aplicație. Dacă e spre binele nostru, al maramureșenilor, vorbim de prevenirea poluării, vorbim de reducerea acumulării unor deșeuri în anumite zone necontrolate, căci noi am luptat destul cu acest fenomen și încă ne mai luptăm. Se aruncă peste tot și nu avem grijă de mediul înconjurător. Nici nu selectăm așa cum trebuie. Având în vedere că această aplicație este pentru toți cetățenii, primii care sunt interesați pentru a fi informați cetățenii, ar trebui să fie primarii. Fiecare primar, viceprimar care are această responsabilitate, consilier local, ar trebui frecvent să amintească cetățenilor din UAT-ul pe care îl reprezintă. Uitați, există această aplicație, descărcați-o, acolo vă vine calendarul și ei au obligația să tipărească, să facă informarea cetățenilor. Ei, cu această aplicație n-ar mai trebui să dea banii pe tot felul de pliante de informare, pe pliante cu calendar, pentru că în ghidul de colectare este de fapt un pliant care îți spune ce trebuie să pui pe fiecare fracție. Zona de calendar de colectare unde îți vin notificări, pentru că tu ai vorbit, Mica, doar de notificările care vin pentru fracțiile de deșeu care se colectează frecvent, adică rezidual și reciclabil. Dar noi trimitem notificări și pentru deșeurile ocazionale, deșeuri din electrice voluminoase și electrocasnice, deșeuri voluminoase. De exemplu, astăzi, cei din Recea, cetățenii din Recea și Colteu, pentru că trimitem dedicat, vor avea două campanii, cele două comunități vor avea o campanie de colectare de deșeuri voluminoase. Unul AT în 5 în 5 mai și unul în 27, dacă am reținut bine data, în 27 mai. Ei, cetățenii din cele două comunități care au descărcat aplicația vor primi notificare astăzi că în 27 sau în 5 mai, în fiecare, în funcție de data de colectare de pe fiecare dintre cele două UAT-uri, vi se ridică deșeul voluminos și li se spune cum trebuie să procedeze pentru a li se ridica acest deșeu voluminos, li se dă și instrucțiunile pe care trebuie să le urmeze, pentru că trebuie să suni la primărie, este un număr sau la un factor desemnat de către autoritatea locală, trebuie să te înscrii, nume, prenume. Lucrurile acestea sunt controlate. Cetățeanul are imediat informația de care are nevoie legate de deșeuri electrice. Are acolo un număr de telefon. Oricând deschide aplicația, știe la contacte. Așa, să te întrerup. În timp ce tu povesteai și am fost foarte atentă la ceea ce spuneai, am deschis patru site-uri ale primăriilor. Nu o să dau numele lor. Așa, la întâmplare, care mi-a venit în minte din mai multe zone ale județului. Pe nici una, pe niciun site nu găsesc trimitere spre această aplicație. Găsesc însă aici program nou, program colectare deșeuri menajere 2022 și scrie comuna. Repet, n-am să dau numele că să nu interpreteze că am ceva cu ei. Da, pe 2022 nu se găsește.
Sau este și nu, nu văd pe 2023. Dar m-aș aștepta în primul rând să fie aceste site-uri actualizate, așa cum am mai spus și în alte emisiuni. Pe de altă parte, pe fiecare site ar trebui să fie la vedere, da, un link această, se poate pune un astfel de link. Voi nu ați perfectat toate acestea sau ei nu au nu, am discutat cu primarii, e drept că nu le-am indicat și pagina de Facebook, le-am dat așa generic. Eu pe toate mijloacele m-am uitat de care la dispun. Site, că e primul lucru pe care îl accesează omul care vrea să-și plătească impozitele, în perioada care vrea să aceasta, afle informații. În fiecare primărie se vor duce afișe cu această aplicație. Care vor fi puse la în sediul primăriei, în localuri de acolo. I-am și rugat pe primar să-și dea concursul și eu cred că își vor da concursul pentru a distribui aceste afișe în locurile frecventate cel mai des de către cetățenii, în stațiile de autobuze, în magazinele alimentare, în localurile din UAT-ul respectiv. Tocmai ca să aibă contact fiecare cu acest mesaj al existenței aplicației, cum poți să o descarce, fiecare afiș pe care l-am trimis are cod QR, apropii telefonul imediat, te trimite pe link, ți se descarcă automat aplicația, tu doar trebuie să-ți introduci datele personale, e o chestiune de un minut și ai deja aplicația funcțională pe telefon. Am dat și pe motorul de căutare să vedem dacă aplicația ADI deșeuri o găsim undeva pe, e pe, prima. Pe site. Nu, mă refer la primărie, tot la primărie. Nu am găsit. Nu, la primărie. Nu. Dar în motoarele de căutare de pe ăsta, având în vedere că s-a descărcat foarte mult această aplicație și... La voi pe pagină, sigur. Cred că cred că la nivel național cea mai accesată aplicație, de asta suntem și sus în pagină. Pot să spun că săptămâna trecută am fost la Utrecht în faza finală, întâlnirea finală în cadrul proiectului Reduces. În cadrul acestui proiect noi am dezvoltat această aplicație finanțată de către Consiliul Județean Maramureș și am prezentat aplicația cu toate funcțiile și funcționalitățile ei. Unităților sau asociațiilor care erau în acest proiect, erau din Finlanda, erau din Spania, din Manchester, din Marea Britanie, Valencia, Spania, erau din Bulgaria și toți au fost încântați și vreau să spun fără pic de modestie că pe acest segment al deșeurilor, aplicația aceasta este în top european ca și funcționalitate și conectivitate, conexiune între cetățeni și autoritățile locale. Și pe această remarcă nu am făcut-o eu, au făcut-o cei din alte țări, care în Anglia, de exemplu, de mult există o astfel de aplicație sau pe stilul Anglia, acesta. Anglia, Danemarca, mai știu și eu, mai întrebat. Sunt, dar nu e atât de complex ca și cea pe care am dezvoltat-o noi și chiar dacă se adresează poate mai multor persoane, pentru că zona respectivă are mai multe persoane, dar la noi este diferită colectarea. La ei se colectează la toată această populație în aceeași zi. Ei, la noi, unul UAT are într-o zi, altul UAT are în altă zi, Glodul de la Strâmtura are într-o altă zi. Adică noi vorbim aici inclusiv de cătune care sunt prinse în această aplicație. Bun, și de unde, din care zonele județului aveți mai mulți utilizatori? Cei mai mulți, clar, sunt din Baia Mare, dar, de exemplu, ne-am dorit și Sighetenți să fie foarte mulți. Din Borșa, în orașe, această aplicație ajută foarte mult. În Baia Mare există inclusiv o hartă, o legare, o conexiune cu Google Map, unde tu, dacă ești cetățean de la bloc și că a fost o discuție anul trecut, că până la urmă această aplicație am gândit-o și anumite componentele ale ei s-au dezvoltat în urma unor dialoguri pe care le-am avut anul trecut cu cetățenii.
Da, ce lipsește? Și în Baia Mare mulți reclamau, eu nu știu unde există iglu de colectare sticlă. Pentru că iglu de colectare sticlă nu este la fiecare punct de colectare. Aceste igluri au fost puse conform contractului și conform unui standard la minim 250 de persoane. Cele de hârtie, de exemplu, sunt la 110, cele de plastic sunt la 90 de persoane. Și atunci, sigur că, mergând pe media aceasta, iglurile de sticlă sunt mai rare. Și atunci, eu n-am la punctul meu de colectare unde găsesc iglu de sticlă. Ei, în momentul acesta, aplicația, deschizi la puncte de colectare, centre de colectare, cum îi spune, îți indică prin un fel de hartă interactivă, un GPS, unde spune unde ești tu și punctele de colectare cele mai apropiate de tine și te duce exact cum face o hartă GPS, îți indică câți pași ai până la punctul de colectare unde ai și sticlă sau unde ai alte tipuri de deșeuri, dar nu ai sticlă. În zona de case, stai în zona de case, în Baia Mare nu sunt pubele pentru sticlă, pentru că așa a fost gândit proiectul atunci când s-a făcut, ca sticla să fie colectată la iglu de sticlă. Stai în zona de case, nu știi unde ți-e iglu de sticlă cel mai apropiat de tine. Intri pe aplicație, spune că mai ai 100 de metri până la iglu de sticlă, care e la intersecția străzii e cu Y. E foarte multă comoditate. Într-o zi am adresat și eu pe pagina de Facebook o întrebare unde se colectează uleiul folosit, de exemplu. Da? Ca să, tocmai pentru a avea grijă de mediul înconjurător, trebuie să știi ce arunci, unde arunci, cum selectezi, da? Omul s-a obișnuit să arunce așa totul la grămadă. Uite, informația asta lipsește de pe aplicație, dar o să te știi că o să punem. Eu, o să punem și acolo uleiul, chiar dacă e... Unde aruncăm uleiul folosit? Da, pentru uleiul că dacă folosit, un litru de ulei, cât de da, sunt campaniile pe care le fac, pe care sunt obligați să le facă mari... Cât au de suferit canalizările noastre și nu suntem conștienți dacă aruncăm uleiul în canalizare, în chiuvetă. Da, marile ranturi de magazine sunt obligate să facă periodic da, astfel de campanii. Da, numai că nu se face informare suficientă din partea lor. Această aplicație le-ar fi utilă și acestor lanțuri. Să știi da. Că noi, eu am avut o discuție cu mai multe lanțuri de magazine, tocmai pe ideea aceasta a găsi unei soluții, un protocol, până la urmă nu e o chestie atât de complicată. Pentru că juridic. Acolo intră foarte mulți oameni da, la cumpărături. Da, există o reținere, trebuie să ia viză de la București, e o chestie complicată a lor internă, a noastră este foarte simplă. Dar facem un protocol împreună. Da, facem un protocol, voi ne spuneți nouă când vreți să derulați o anumită campanie, noi vă mediatizăm această campanie pe aplicație, exact, tocmai ca să știe omul când poate să-și ducă uleiul la tine. Sunt probabil unii care strâng haine uzate și ne-am bucurat foarte mult să existe. Pe piață nu ai firme care să facă lucrul acesta, nu sunt reciclatori de haine uzate în România, nu sunt reciclatori de haine uzate, dar poate există oameni de afaceri care gândesc un proiect și au început mici pași și atunci noi venim în sprijinul tuturor, avem deschidere să facem colaborări cu oricine, tocmai pentru a încerca să gestionăm unitar toate deșeurile, chiar dacă nu toate intră în obiectul de activitate a ceea ce înseamnă ADI. Bun. Ce mai e de făcut pentru ca oamenii să acceseze număr mult mai mare această aplicație? Cred că informarea noi facem, încercăm o simplă pe media, căutare pe Google cu această aplicație am găsit deja. E informarea făcută. Dar ce mai lipsește? Da, există. În mediul rural trebuie o altă abordare? Nu. Acum nu, încercat nu. Și cu primăriile. Nu. Veți pune și Dacă aleșii locali vor da mesaj constant corect, pentru această în biserici, aplicație, da, inclusiv vezi, la primarie, inclusiv lucrul acestea am rugat. Spuneți-i preotului din localitate, spuneți-i dascălului să le vorbească. Noi facem acum, avem o campanie în școli, am profitat de săptămâna de școală altfel, da, de săptămâna verde. Am început-o înainte de Paști cu vreo două săptămâni când o parte din școli atunci au avut săptămâna verde, altele au acum, unele au avut atunci școală altfel, altele au și acum școală altfel.
Și am început în baza unui protocol încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean și îi mulțumesc domnului inspector general Pop că m-a înțeles și a venit înspre noi și am reușit să încheiem acest protocol care este foarte util, în care noi ne-am propus să mergem în fiecare școală, la fiecare clasă care ne invită și să vorbim despre reciclare. Acest program se numește, pe care l-am dezvoltat, se numește selectarea se învață de pe băncile școlii, adică selectarea deșeurilor se învață de pe băncile școlii. Și astăzi, de exemplu, am fost la Lucaciu, la câteva clase de a 9-a și a 10-a, absolut fantastici copiii de acolo, deci a fost o dezbatere adevărată, aproape două ceasuri, da, meciuri de acelea unde au venit întrebări cum își face treaba operatorul, cum cetățenii, unii nu știu, alții nu știu cum pot să știu. Foarte, foarte atenți da, tinerii. Tinerii știu foarte multe lucruri despre reciclare și ceea ce este important e ca ei să transmită mesajul acesta și fiecare dintre noi, cei care înțelegem de ce trebuie să sortăm deșeurile, de ce nu trebuie să le amestecăm toate, ca după aceea să stăm pe Facebook să urlăm că nu face nu știu cine treaba, operatorul nu-și face treaba. Nu trebuie să ne intereseze pe noi ce face operatorul. Noi trebuie să ne facem ceea ce ține, ceea ce ne obligă, oarecum că este obligație legală, această sortare în gospodărie. De cealaltă parte, operatorul trebuie să își îndeplinească obligațiile pe care le are. Nu poate veni operatorul să arate cu mâna înspre cetățean, că nu face nici cetățeanul înspre operator. Fiecare trebuie să-și facă exact ce prevede legea și contractul și atunci lucrurile sigur că se vor mișca foarte repede. Dar mesajul acesta că m-a întrebat ce mai trebuie făcut, uite, noi încercăm și prin școli, pentru că elevii, tinerii, copiii folosesc foarte mult telefonul. Și atunci ei pot să, dacă părinții nu știu, dar o aplicație de asta nu se descarcă atât de greu. E pe stilul aplicațiilor de la hipermarketuri. Cam aceiași pași trebuie să fie urmați, încă e mult mai simplă. Eu am încercat să descarc o aplicație de la un supermarket și am avut o grămadă de câmpuri de completat și m-am cam plictisit. Aici sunt exact datele necesare, pentru că îți trebuie localitatea în care stai, îți trebuie strada, nu îți cere nimeni exact numărul, doar strada pe care stai, tocmai ca să primești calendarul dedicat străzii sau localității, sau satului, sau cătunului, uite, le-am numărat toate unde locuiești, ca să-ți vină exact calendarul de colectare dedicat domiciliului pe care îl ai. Cât de important e să facem noi toate aceste lucruri, pentru că nu facem pentru nimeni altcineva, pentru a trăi noi într-un mediu mult mai curat și mai sănătos. Da, tu ai început. Ai spus, de fapt, un lucru că l-ai și terminat, nu doar că l-ai început, această problemă a deșeurilor abandonate. E una dintre marile noastre minusuri comportamentale. Aceea de a arunca deșeurile unde ne vine, la îndemână, pe geamul mașinii, în pădure. Mai fac o paranteză, apropo de aruncat deșeuri. În 28 și 29 cu... Aprilie? 29 aprilie, da, noi avem un protocol semnat unde se face o curățenie generală pe DN18B. Un fel de let's do it local. Un fel de let's do it local, așa, a venit o asociație, sigur că am apreciat, se numește Ape Curate, e vorba de râul Lăpuș, pe margine și zona limitrofă, să vezi cum arată pădurea de pe pietriș. Și nu-ți vine să crezi ce... La baraj puțin adică s-a mai redus cantitatea de deșeuri aruncate. Nu vezi pădurea de... cum se zice? Nu vezi pădurea de uscături. Acum nu vezi pădurea de mizerii. Și în pădure. Și te gândești cum au ajuns acele deșeuri. Că sigur nu le-a dus vântul. Sigur nu le-au creat animalele. Nu. Oamenii sunt vinovați. Exact. Dar pentru aceasta există o lege, autoritățile locale
trebuie să lase la o parte sensibilitatea electorală și să aplice amenzi exact așa cum spune legea. Așa cum aceste amenzi au avut un efect în alte state europene, așa poate avea efect și la noi dacă sunt puse în aplicare, că legea există. Nicăieri nu s-a făcut civilizație fără aceste sau măsuri, nu s-a ajuns la un grad crescut de civilizație fără niște măsuri de coerciție. Sigur că noi strigăm pe chestiunea aceasta sau strigăm, hai să spunem, încurajăm, uite să folosesc un termen pozitiv, încurajăm autoritățile locale. Mi se spune, păi da, așa și corect. Dar electoral, zice, mă mai alege cineva? Păi nu mă mai pierd din voturi, mai ales că suntem în an preelectoral. Acum legea, ultima modificare legislativă, dă posibilitatea ADI-urilor să dea amenzi. Noi am cerut lucrul acesta, ne trebuie o delegare specială și sigur ne trebuie o echipă de control. Uite, poate fi această aplicație un exercițiu preelectoral și nu vreau să dau idei, adică tu ca și primar, consilier local, viitor parlamentar, câștigi mult mai mult mergând din casă în casă sau vorbind cu oamenii, uitați, este o aplicație și aduci un lucru bun în viața oamenilor, să-l pună în aplicare. Haide, colectează selectiv, nu arunca deșeurile. Da, mergi cu Mica, ceva folositor un către singur, oameni. Un singur minut pe te rog, chestiunea am depășit asta, deja. Nu e pentru prima dată. Adică nu spui că ești într-o premieră. Tu mereu depășești timpul. Tu erai cum eram eu în TV. Niciodată nu reușeam să mă încadrez. Indiferent că era 2 ceasuri sau 7 ceasuri, emisiunea tot timpul mai trebuiau 5 minute ca spune să termin. Spune ce e important. Pe această chestiune a deșeurilor, noi am încercat, am transmis un mesaj, uite, hai să implementăm sistemul plătește după cât arunci. Sigur, e cu cheltuială, dar în câteva luni se poate implementa. Sigur că a venit acum PNRR-ul și oarecum a reglat lucrurile în privința cheltuielii și atunci nu le mai faci tu, aștept să vezi dacă se pot implementa sistemele acestea prin PNRR, proiecte care s-au depus deja, apropo. Și primarii au zis, păi, nu e bine să implementăm acum. Și au avut dreptate, le-am dat dreptate, analizând într-un final le-am dat dreptate. Că zice, dacă acum, când omul oricum plătește un paușal și noi ținem un preț mic, unele comune au 4 lei pe persoană, pe lună, altele au 70 de lei pe an, de familie. Zice, în momentul în care tu vii și spui, uite, ai produs atâta deșeu și te costă, exact ca și lumina, cât ai produs? Atât te costă, o să ne trezim cu toate deșeurile pe câmpuri și pe ape. Și acum, dacă acum le avem când plătește 4 lei, ce o să se întâmple când va trebui să plătească 30 de lei pentru ce a produs pe lună? Și le-am analizând, le-am dat dreptate, reținerea lor are oarecumva în spate această mostră de comportament nepotrivită a unora dintre noi. Dar vom mai vorbi despre asta. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc, ne mai așteptăm și sper că la viitoarea întâlnire să vorbim că aveți deja 10.000 de utilizatori, cel puțin. E sper. Un target. Bine, să vedem sigur dacă că va fi atins. Noi ne-am propus un target. Nu asta dar, este, sigur, este pas important. Cu pas. Important e ca omul să cunoască, să se uite pe ea. Nu trebuie să înjade pe ea, să se uite. Bă, îmi e utilă sau nu mi-e utilă? Și cu siguranță este cel puțin la fel de utilă ca aplicațiile pe care și le-a descărcat de pe supermarket. Măcar din curiozitate, doamnelor și domnilor, încercați această aplicație și dacă nu e bună, veniți cu reproșul. E sigur bună, nu există. Mulțumesc, doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. O seară bună, ne revedem mâine.